a început distribuirea la clasa mult așteptatelor tablete pentru elevi achiziționate de către primăria municipiului. Încântați, adolescenții au început deja să le folosească la orele de curs și sunt nerăbdători să poată folosi și internetul odată cu activarea cartelei, care le va asigura acces gratuit timp de 2 ani. O parte din cele 516 tablete primite la nivelul Colegiului Tehnic Decebal din Drobeta, Turnu Severin, au ajuns deja în mâinile elevilor, chiar dacă orele de curs se desfășoară în prezent față în față. Primii elevi deja au primit tabletele, se obișnuiesc cu ele, intră pe aplicațiile care sunt deja instalate de către firma ce a câștigat acel proiect. Așteptăm să fie conectate la internet și le-am distribuit de acum pentru că valabilitatea cartelei este de 2 ani. 2 ani vor avea internet gratuit și vrem să folosim în învățământul hibrid, desigur, pentru că sperăm să nu mai intrăm în învățământul online, însă e nevoie și cred că asta e partea pozitivă din tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, faptul că trebuie să îmbinăm învățământul fizic de la clasă cu învățământul online și atunci elevii își pot dezvolta mult mai ușor și mai repede competențele în folosirea calculatorului. Se vor încheia contracte de comodat cu reprezentanții, cu părinții, cu reprezentanții legale ai elevilor, pentru că, desigur, proiectul este în derulare, există o monitorizare și toate aceste mijloace de învățământ se țin într-o evidență clară. Ținându-și mândri tabletele în mână, elevii și-au exprimat mulțumirea în fața reporterilor Tele2 Drobeta, explicând facilitățile pe care le oferă gadgeturile. O folosesc pentru școală, pentru că de asta am primit-o. Este destul de bună, având în vedere că trebuie produsă în cantitate foarte mare. Specificațiile sunt ok, având în vedere că na. 3 GB RAM, 32 GB memorie. Aplicațiile rulează foarte bine. Bateria ține destul de mult, având în vedere că am primit-o de ieri și nu s-a descărcat încă. Îmi folosește la majoritatea materiilor, doar că la unele, de exemplu, matematică și fizică nu se prea poate, pentru că sunt simboluri care nu se găsesc. O folosesc foarte mult pentru română, engleză, pentru că mă ajută foarte mult să scriu. De exemplu, dacă nu am caietul, mă ajută foarte mult aplicația aceasta, Notkeep, care doar deschid și încep să scriu. Pentru fiecare pot să fac și desene, pentru că, de exemplu, la chimie mă mai ajută uneori și pot să desenez orice. Iar pentru celelalte materii, chimie, fizică și matematică, avem Google Classroom-ul unde ne pun profesorii aplicațiile și noi doar le deschidem și intrăm pe material. Dispozitivele inteligente urmează a fi predate la sfârșitul anilor de studiu. În cazul în care pe parcurs survin defecțiuni ce țin de aplicații sau de funcționalitatea sistemului de operare, acestea vor fi returnate și înlocuite de către compania responsabilă cu furnizarea lor.